Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac, etalare pentru martie 2021. N-am întârziat chiar așa de rău. Haideți să vedem ce cărți apar, că tot apar și apar până acum spade. Spade o grămadă am văzut. Și la clarificatori a apărut Cavalerul de Spade în setul de cărți pe care îl folosesc la început, la Crucea Celtică. A apărut 9 de spade, Regina de Spade, 7 de spade. Griji mari, poate unii dintre voi v-ați făcut în legătură cu ceva, poate unii cu un divorț, pentru că Regina de Spade este o persoană divorțată, o persoană văduvă, poate să fie și o doctoriță dacă ați avut probleme de sănătate, poate să fie discuțiile care sunt acum în legătură cu vaccinul, pentru că sunt spade, sunt ace, sunt niște lucruri pentru unii, variază, pentru că sunt și niște vești neplăcute cu care ați avut de a face, cu care aveți de a face în această perioadă. Sau, bine, evident că poate să fie cineva cu un marcaj puternic în semne de aer, care are o atitudine poate nepotrivită pentru felul în care ați vrea voi să fiți abordați. Nu neapărat că sunt ei, eu știu cum, dar racii au nevoie de o abordare specială și probabil că anumite persoane nu reușesc să discute așa cum și-ar dori un rac să discute. Văd și un 7 de spade care reprezintă o persoană care fuge de undeva, se eschivează, are o escapadă eventual sau fuge de la locul faptei sau încearcă niște. În această carte așa seamănă, ei se aventurează ori în afară, ori înăuntru unei case. Totuși e un cort aici, cortul e casa, e semnul racului, da, semnul casa a patra. Aveți niște discuții, că or fi la locul de muncă, că or fi în legătură cu problemele de sănătate, că sunt niște vești din partea cuiva, că cineva pe la spate face ceva, iar variază, sunt multe posibilități, vedeți cum vă adaptați mesajul în viața voastră. Și vom vedea și ce alte mesaje mai vin. Însă am vrut să vă arăt aceste spade, discuții, ia uite, și conflicte și lupte pentru ceva. Pentru ceva. Variază. Vom vedea totuși care este subiectul pe această perioadă și perioada următoare, că nu ne limităm chiar numai la martie. Hai să vedem. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac. Mai. Martie 2021. Regina de monede, aveți nevoie de stabilitate. Acasă. În finanțe. Racii au nevoie de stabilitate. Poate uneori chiar mai mult decât taurii sau semnele de pământ. Ok, central. Uf, ia uite măi! Deci chiar o problemă. Cineva fuge de ceva. Cine or fi acest personaj? Valetul de monede, provocarea. C-o fi semn de aer, c-o fi semn de pământ, c-o fi semn de orice alt semn, că nu vreau să vă programez și să vă fixați pe un anumit semn, că nu vreau să se simtă cineva atacat, dar asta e, cărțile arată un personaj în viața voastră care fuge, da? Care se poartă imatur. Aici este provocarea, acest personaj, că sunteți voi, fugiți de o situație și aveți nevoie de stabilitate. Provocarea este să manifestați ceva nou la locul de muncă, acasă sau eu știu oriunde, că este altcineva, vedeți cum vi se potrivește mesajul, da? E o etalare generală și colectivă. Provocarea este să cineva să-și asume responsabilitatea și să investească cu o monedă, cu o întâlnire, cu ceva practic, să investească în a construi ceva. Pentru că este clar că un personaj în viața voastră sau voi într-o anumită direcție, într-o anumită problemă, nu vreți să vă mai implicați. Am zis și voi pentru că și voi poate nu mai vreți să știți despre nu știu cine. Dar poate să fie alt personaj care se poartă așa, fuge de lângă voi și nu-și asumă responsabilitatea. Vedeți, fără supărare, vedeți cum încadrați acest mesaj în viața voastră. La capătul setului, rădăcina acestei situații este o legătură toxică. Eu nu zic musai că este capricorn, pentru că nu toți capricornii sunt toxici. Poate să fie și scorpion, poate să fie și leu, poate să fie și berbec, poate să fie absolut tot și pești. Da? Să nu ziceți că îi alin prea mult pe pești. Nu, orice zodie poate să fie aici, dar ideea este că este o legătură karmică.
E o legătură toxică. Este un contract, poate să fie și un contract la locul de muncă, care vă ține într-o atmosferă toxică, să știți. Da? În trecutul îndepărtat. În trecutul apropiat, împărăteasă, în trecutul apropiat. Mama voastră, mama copiilor voștri, o să clarific. Sau pur și simplu, nevoia de a manifesta dragoste rămâne de văzut cum se clarifică. Pentru că împărăteasa în principiu e o vibrație înaltă. Dorința de a manifesta dragoste, abundență, spor, nu toxicitate, eventual. În viitorul îndepărtat aveți 10 de monede, spor la bani, contracte, o relație de lungă durată, familie, tradiții. Vedem, clarificăm imediat. Deocamdată de-abia le scot. În prezent aveți împăratul și împărăteasa. Interesant! Interesant! În prezent aveți împăratul, în trecutul apropiat împărăteasa, dar undeva în trecut apare și acest personaj toxic. Faptul că a apărut mai devreme regina de spade, poate vreți să vă separați de personajul toxic, de personajul care nu și-a asumat responsabilitatea, cum am zis mai devreme, a fugit, fuge, nu vrea să se implice, și vreți să vă manifestați, perechea divină, da? Și în viitor, care o fi acela că e îndepărtat, poate să fie și anul ăsta, eu știu când, poate să fie și la anul și peste eu știu când, 10 de monede. Vreți o relație stabilă, nu toxică, da? Cum fuse cândva pentru cineva. În prezent mai aveți această, să zicem că și voi puteți să fiți împărați, pentru că așa e frumos să fim și împărați, varianta masculină, chiar dacă suntem femei, doritori să ne controlăm viața. Evident că e posibil ca acest personaj toxic să fi dorit controlul asupra voastră. Orice zodie, n-aș mai vrea să dau zodii. O să clarificăm. Dar faptul că nu s-a implicat, nu prea văd acest personaj ca fiind manifestarea împăratului, pentru că aveți undeva acest 7 de spade. Repet, o să clarific. În general, când vrei controlul, te implici într-o anumită formă. Chiar dacă asta înseamnă manipulare sau, eu știu, dorința de a-ți impune ceva, nu fugi, te implici într-un fel nepotrivit. În fine. Dar e frumos, aveți împăratul și împărăteasa, 10 de monede. Hai să zicem că provocarea este să scăpați de aceste dezamăgiri, strategii mentale, legături toxice, contracte toxice și să manifestați ceva nou în viața voastră. Ceva stabil, real, valoros, că sunt monede. Da? Și aici este și implicarea voastră. În ce direcție vă implicați ca să puteți să atrageți această vibrație și acest spor în viitor? Hai să vedem ce urmează și o să și clarificăm. Sfatul iau, uite ce frumos! Sfatul este asul de monede, da? Și aici este provocarea, valetul, asul este vibrație mai înaltă de 3D, aici este vibrație pământeană. Cum puneți în practică acest proiect, acest prim pas, da? Care vă duce către echilibrul vostru și apoi vă doriți împărăteasa, abundența, da? Repet, o să clarific. Însă sfatul este să puneți în practică ceva, un nou proiect, o nouă direcție, o nouă relație, variază. Exterior. Am zis că este nu musai semn de aer, nu musai, apare regina de spade. Personajul. Pentru că regina de spade poate să fie orice altă zodie, vă rog, nu vă fixați pe zodii. Exterior ar putea să fie un avocat, o avocată care vă ajută să vă eliberați de energia acestui personaj. Fără să dau zodii. Da, fără să dau zodii. Orice zodie poate fi. Dar o să clarific, regina de spade. Poate să fie, eu știu, un avocat, o avocată care vă inspiră cum să vă eliberați de un contract la locul de muncă. Dacă acest împărat ar putea să fie un șef toxic, care nu vă plătește suficient, da? Și voi aveți această capacitate de a crește, de a genera proiecte, de a fi creativ, că de fapt împărăteasa e creativă, creează, gestează, da? Puteți să vă eliberați, poate să fie un consilier.
rămâne de văzut, da? Care vă ajută să vă eliberați de această energie. Variază, variază, variază. Vedeți și voi cum vă găsiți. Nu vorbesc doar de dragoste, vorbesc și de, v-am dat de multe ori și variante legate de sănătate și de finanțe. De ce vă este teamă de 7 de băte? O să clarific, 7 de băte. Poate că nu aveți, poate unii, rămâne de văzut și de harta voastră, în harta voastră natală. Poate vă este teamă de acest personaj care ar putea să se lupte într-un anume fel, să vă combată niște proiecte, pentru că sfatul este să începeți ceva, variază. Poate vă este teamă că nu puteți voi să vă luptați din niște motive, că poate sunteți dezamăgiți, ați trecut prin niște probleme de sănătate, unii, variază. Poate, 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 o să clarific. Ce vă doriți, Luna? Să vă înțelegeți emoțional, în primul rând, să vă eliberați de frici. Ascultați videoclipul cu luna plină, că e o lună plină, și țineți legătura cu acest canal pentru luna nouă. Da. O să clarific și luna. Ce reușiți să faceți, regele de băte? Regele de băte, să zicem, dacă voi vreți, zicem așa, dacă voi vreți să vă controlați viața, mura, lucrez, așteaptă. E la ușă. Dacă voi vreți să vă controlați viața, reușiți să începeți ceva care vă aduce într-o poziție de autoritate. Depinde de poziția voastră, că nu toți veți reuși acest lucru. Dar ideea este că vă puteți controla viața. Repet, o să clarific. O să clarific. Văd că acest pentru unii poate să fie acest rege de bute o pasiune. O atracție față de cineva important sau cineva cu o energie foarte intensă cu care vă doriți să comunicați, posibil să fie o comunicare și la distanță și care vă da, o să clarific. O să clarific. Deja se întinde, da, se întinde până în lunile următoare mesajul. Nu, nu are rost să ne complicăm. La capătul setului de cărți. Steaua. Dorința de a vă vindeca, de a vă găsi destinul. De a vă găsi destinul, de a vă echilibra emoțional, de a vă înțelege emoțiile, de a vă curăța energetic. Da? Hai să și clarificăm steaua, ia. Da, uite, exact ce frumos! Faetonul a zis de nu știu câte ori de câți ani sunt aici pe acest canal. Faetonul merge către stea, către destinul său. Vă doriți să mergeți către destinul și nou de cupe, tot steluța, este varianta mică. Nu e steaua, e steluța. Vreți, ia uite, vreți să vă bucurați de viață, vreți să... A apărut pentru unii o pasiune, a apărut o pasiune după o perioadă de liniște, de vindecare... A apărut o pasiune pentru unii, posibil semn de foc, însă eu aș zice totuși mai precauție, mai precauție, o să clarific. Avansați încet, nu vă aruncați, nu vă aruncați așa din prima, mai ales dacă sunteți după o dezamăgire, după o anumită pauză, mai dați-vă timp de vindecare și de înțelegerea emoțiilor voastre. Bine, puteți să ieșiți cu personajul dacă aveți o nouă pasiune pentru cineva, dar... Vedem. Asta pentru că a apărut totuși și asul de băte aici, a apărut și regele de băte și împăratul. Pentru cineva e posibil. E posibil. Haideți să și clarificăm. Important este, vă rog, din tot sufletul, dați-vă timp să vă vindecați pentru că sunteți oameni sensibili și unii au nevoie de mai mult timp de vindecare. Unii oameni, nu toți avem nevoie de eliberări practice despre care am vorbit în acel videoclip cât mai des. Nu doar la lună plină, în mod special la lună plină, dar dacă simțiți că ați trecut prin lucruri intense, faceți domnilor și doamnelor în fiecare zi aceste eliberări, pentru că strângem multe și într-o viață și în mai multe vieți. Și în mai multe vieți. Ia uite, conflicte. Hai să și clarificăm. Clarificăm, te rog frumos, 7 de spade pentru răcușori și răcușoare.
7 de spade, te rog frumos, clarificăm. 7 de spade. Asta tot vrea să se arate. 6 de cupe. 7 de spade a fost clarificat de 6 de cupe. De un personaj care v-a fost drag cândva, din copilărie, din tinerețe, cu care ați avut o prietenie sau poate chiar o relație de suflet. Ia uite, lună. Și totuși au fost niște neînțelegeri. Cineva s-a... Au fost niște confuzii. La nivel emoțional și mental, din partea voastră sau a lor. Clarificăm, te rog frumos, valetul de monede. Provocarea, da. Valetul de monede pentru raci. Valetul de... Oh! Nu se poate, nu se poate. Deci valetul de monede a apărut, ia uite, și magicianul. Ah! Și avem aici diavolul, în trecut îndepărtat. Mai. Deci, valetul de monede, o persoană, persoana aceasta toxică, care nu a vrut să se implice. Da, a fost o legătură emoțională, v-ați simțit bine, dar... Posibil că ați descoperit că n-ați putut manifesta un început din cauza acestei legături toxice, n-ați putut manifesta începutul real, dacă aici e sfatul, sau o relație de lungă durată sau stabilă, sau din potrivă cu magicianul și diavolul, acest personaj a fost imatur, poate prea materialist, da? Pentru că, în general, valetul de monede e o persoană studioasă sau studentul. Am putea, în acest context cu magicianul și diavolul, o persoană care nu i-a plăcut să studieze prea mult și să evolueze. Uh-huh. Iar lângă acest diavol, magicianul sună a iluzie, a manipulare, manipulare sexuală, manipulare mentală cu 7 de spade, emoțională cu 6 de cupe, unii dintre voi. Cine o fi, voi știți, pentru că variază. Mai clarific diavolul în acest context, ia uite. O relație de lungă durată, dar în care apar secrete, confuzii, neînțelegeri, griji și poate o oarecare... Dacă e magicianul cu diavolul, ar putea să fie un egoism aici, self-centered, da? Personaj care nu și-a deschis sufletul decât către bucurii, distracții, chestii de genul ăsta. Hai să vedem. Diavolul în trecutul îndepărtat. Diavolul. Asul de spade. A fost clarificat. Asul de spade care ar putea să fie la un moment dat decizia voastră de a începe să vă eliberați, pentru că apare totuși o energie exterioară, regina de spade despre care am vorbit. Cineva, consilier care, sau avocat sau ce-o fi, care vă ajută să... În fine, un personaj care înțelege lucrurile la nivel mental și vă învață cum să manifestați verbal. Și prin scris, pentru că spade înseamnă cuvânt și cuvânt rostit și cuvânt scris, da? Cum să vă eliberați de aceste cătușe. E o dorință mai veche de-a voastră. Asta pentru că v-ați dori și voi victoria. V-ați dori victoria în această relație, în această situație toxică, v-ați dorit dragoste, v-ați dorit pasiune adevărată, v-ați dorit un cuplu adevărat, v-ați dorit soare, trezire spirituală, v-ați dorit fericire pentru că apare împărăteasa. Hai să și clarificăm împărăteasa. Împărăteasa? Ia uite. Împărăteasa. A fost clarificată de eremit, 3 de cupe și regina de cupe. Ați putea fi voi împărăteasa. Poate că ați fost puși, că, evident dacă etalarea e invers, nu vă supărați cei care sunteți de alte zodii și ascultați la raci. Dar există un triunghi emoțional, pentru că apare și diavolul, apare și manipulatorul, există un triunghi amoros pentru cineva. Există. Și există și tăcerea. Dintre voi și cineva.
din cauza acestei. Și dacă nu-i triunghi amoros, a treia cupă pot să fie prietenii, dorința de a petrece, de a merge la discotecă, la shopping, să ne cumpărăm aia, dar să nu ne implicăm real, cum a zis la Vale, dar să nu ne implicăm real în relație. Și voi ați înțeles în ultima vreme, ați înțeles că ați făcut lumină în această situație, în această situație, ați început, lucrați de mai mult timp, asta e clar, s-a văzut, ați început să faceți lumină, să vă înțelegeți lecția spirituală, călătoria spirituală, că asta e călătoria prin întuneric, prin această toxicitate, e o lecție, da? Și la un moment dat a venit și Evrica și, da, nu merge, că e toxic, știți? Și în momentul în care ați înțeles, poate să fie în legătură cu mama copilor voștri, cu mama sau cu acest personaj care poate a fost prea petrecăreț. Da? Am zis, imatur. Și v-ați dorit, pe de altă parte, în momentul în care ați înțeles acest lucru, v-ați dorit și voi lumina, v-ați dorit și voi să creșteți. Da? Nu să vă implicați atât emoțional în situații neclare și toxice, ci să creșteți. Și aici este evoluția de la regina de cupe, creșteți la împărăteasă, deveniți și regina de spade și de bâte și de... Da? Vă maturizați, asta înseamnă împărăteasa, maturizarea voastră după această încercare. Ia uite, ați așteptat sau cineva v-a pus să așteptați, au fost conflicte, discuții. Jocuri mentale. Bine, asta apare de mai mult timp. Clarificăm împăratul. Măi, iar au venit multe cărți. Împăratul sunt. Spânzuratul, 10 de monede și Marea preoteasă. Aș putea să zic așa pe scurt. Stagnare într-o relație de lungă durată din cauza unor secrete. Dar poate să mai fie și altceva. Apare în această lecție, pentru că este, ce frumos este și, bine, este și în prezent, este semnul peștilor. Semnul peștilor care va aduce iluminarea în această perioadă. Am zis că s-a terminat setul de cărți la stea, da? Vreți să vă înțelegeți destinul. Și se face trigon între soarele vostru și soarele din pești. Și în trecut apare eremitul, care este opoziția pești-fecioară, căutarea adevărului prin Mercurul din Fecioară. Și acum, luna plină din Fecioară, interesant, da? Luna plină din Fecioară vă ajută să vă eliberați și apoi la luna nouă, că aici e tot luna, da? Luna nouă din Pești vă ajută să vă resetați, ce frumos, să vă resetați viitorul, pentru că apare 10 de monede în viitor, să vă resetați către succes, că aici este sfatul, să începeți să faceți pași practici către o relație de lungă durată sau către vindecarea voastră. În primul și în primul rând, conectarea la intuiția voastră sau intuitiv, să vă, și nu doar intuitiv, astrologic, să vă cunoașteți harta natală și să vă manifestați conștient, să vă manifestați conștient destinul, sporul, Să faceți acele intenții care se fac la luna nouă în pești. Că asta înseamnă control, preluați controlul, vă eliberați de ce e negativ și pregătiți terenul pentru, da? Pentru că nu putem să lăsăm terenul gol, altfel știți cum e, ne atacă tot timpul. După eliberări faceți gratitudine la lună plină, o perioadă de cât mai des, eventual în fiecare zi dacă vreți, și apoi la luna nouă puneți intențiile. Puneți intențiile. Interesant, pentru că e în poziția lunii, în poziția dorințelor e luna. Și aveți luna plină din Fecioară și apoi luna nouă din Pești, care vă pregătește pentru berbec. Aici este berbecul, da? Pentru începe inițierea unui nou stil de viață. Și asta nu doar intuitiv, pentru că apare într-adevăr pe calea viselor, a meditației, vine și iluminarea, dar și prin un pic de astrologie, dragii mei, și prin multe. Că cineva vă ghidează, că
vă documentați și voi sau căutați la cineva, care dacă voi nu ați fi toți specialiști, da? N-aveți cum, da? Căutați la cine e specialist ca să puteți să vedeți. Să vă pregătiți. Dragii mei, aveți steaua, da? Faetonul, 9 de cupe, soarele, o nouă vitalitate, chiar dacă nu e pasiune, poate să fie dorința de a, nu știu, puterea. Simțiți că aveți putere, da? După o perioadă de boală, de tristețe, de eliberare, de vindecare emoțională. Claritate mentală, care am văzut aici, claritate mentală și față de ați înțeles cine e personajul. Dar e frumos. E frumos. Ok, hai să vedem. În viitor nu mai pun că o să trăim și o vedea. O să trăim și o să vedem. Da, în prezent, la capătul setului de cărți, munciți. Munciți ca să vă transformați viața. Iar apare asul de monede, care e și aici în poziția sfatului. Hai să clarifici asul de monede, te rog frumos, clarificăm asul de monede. Nu, cred că au picat ele aici, așa simt că au picat. Clarificăm asul de monede pentru uraci. Ce drăguț, ați văzut? Aveți și valetul de monede, aici e provocarea, valetul să puneți în practică, să faceți, să studiați cum să generați acest proiect, să studiați cine vine în preajma voastră, cine vă oferă. Poate că vine cineva pentru unii, poate că vine cineva cu fi semn de pământ sau fi o persoană pământeană cu capul pe umeri și picioarele pe pământ, posibil și asta, poate că primiți un spor de bani, Doamne ajută, iar variază. Exterior, te rog frumos, regina de spade. Cine e această regina de spade din exterior care influențează racii? Asta nu e eu. Ce chestie. Wow. Nu, asta era aici. Exterior, regina de spade a fost clarificată. Ia uitați-vă. De 7 de spade care a apărut central, personajul care fuge, care nu se implică, personajul care v-a creat vouă niște lupte, niște probleme. Aici este separarea de această energie. Ce zodie o fi? Nu mă interesează. Voi știți. Probabil că acest personaj vrea să vorbească acum, după ce a fugit, după ce voi ați înțeles situația. Vrea să se întoarcă, să se întoarcă, pentru că acest personaj vine și pleacă, după cum gândește el că e strategia mai bună să se lupte, să comunice cu voi, iar variază un personaj în viața voastră. Care o fi acela, repet, nu mai dau zodii. Dar eu zic că, în primul și în primul rând, ar putea să fie discuțiile care vă ajută să vă separați foarte la obiect, să vă separați și să clarificați ce e cu acest comportament. Ce este? Te rog, ia uite. E un suflet pereche, într-adevăr, dar care v-a consumat, v-a pus în așteptare, 7 de monede. Da, există atracție, ba o atracție, ba nu au, poate au avut atracție către altcineva și v-au pus în așteptare. Și totuși cu acest 9 de monede, de bâte, poate că v-au blocat cândva sau acum îi blocați voi, iar variază. Vedeți cum rezonează viața voastră. Clarifică, te rog frumos, în poziția fecilor 7 de bâte. Cine e acest 7 de bâte? 7. E extraordinar. Justiția, am zis că e o chestie de separare. Justiția și regina de spade. Poate că separarea asta nu vă face plăcere, dar e necesară, posibil. Eu așa zic. N-aveți cum să mai stați. A apărut de dor diavolul și magicianul manipulatorul, da?
de două ori șapte de spade, cel care fuge, care nu se implică. Cinci de bâte iar, l-am mai văzut și mai devreme, l-ați văzut acum iar. Justiția, că altcineva se separe de voi, că voi vă separați și vă, dacă cineva se separă de voi, poate că aveți o teamă, ce o să faceți fără acest personaj. Dacă voi vă separați, poate vă gândiți, eu uite, cum o să vă împărțiți averea sau eu știu ce or fi. Și, repet, pot să fie contracte la locul de muncă. Justiția, clar, și regina de spade, vorba de separare. Sunteți conștienți că trebuie să luptați pentru justiția voastră, pentru că aici este șapte de bâte. Luptă ca să reziste, a avut victorii șase, dar acum rezistă, da? Trebuie să reziste, să-și păstreze echilibru și să manifeste dreptate în viața sa. Cum? Prin această regină de spade. E a treia oară când a apărut regina de spade. Și repet, variază, vedeți ce și cum. Nu mai dau zodii pentru că nu are rost să dau zodii. Da, vreți să fiți independenți, să creșteți în preîmpărăteasa, cum am văzut mai devreme în trecut, să construiți și să vă luptați pentru construcția voastră. Și iar apare asul de monede. Clarificăm, te rog frumos, luna pentru răcușor și răcușoare. Luna. Mai, dar ce hotărât sunteți. Faetonul. Ia uite. Interesant. În prezent a apărut împăratul? Pentru unii posibil să fie un împărat. Sau împărăteasă, evident că poate să fie și o femeie în energia masculină. Energie feminină în energia masculină. Poate că pentru unii. Ia mai dăm o carte. Pentru că luna înseamnă și frici. Să vă fie teamă unii dintre voi, doamnele în mod special, să intrați în această vibrație masculină, să vă conduceți viața. Poate că și bărbații unii aveți așa o teamă, să preluați controlul. V-ați obișnuit într-un cuplu și acum sunteți singuri și trebuie să preluați controlul și o teamă, o să mă descurc, nu o să mă descurc, dar repet, ascultați videoclipul de la lună plină și vedeți cum faceți, cum manifestați. O să clarific încă o dată. Mai iau o carte. Ia uite, un suflet pereche. Mai clare, mai dăm o carte pentru luna și împărată. Mai dăm o carte, te rog frumos. Încă o carte. Ia uite. Pentru unii posibil să fie un personaj autoritar care e în preajma voastră și care nu comunică și vă creează aceste confuzii. Pentru că a venit așa cartea, n-a venit așa, a venit așa. Nu comunică suficient de clar și de-aia creează confuzii. Acest personaj este felul lui sau al ei de a controla situația. Și să vă doriți să înțelegeți, poate chiar să înțelegeți în tăcere, pentru că paretul de spade are nevoie să înțeleagă, să discute și în tăcere, să înțelegeți acest personaj. Poate unii să vă doriți un personaj autoritar. Dar, sincer, eu nu văd acum. Chiar dacă ar fi vreo atracție, nu, pentru că iar apar blocajele. Pentru mine, nouă de bâte înseamnă blocaj. Este un zid care se creează. Da, și în fața căruia luptați. Voi sau altcineva. Pentru unii ar putea să fie dorința voastră de a vă elibera emoțional, că am vorbit de lună plină și eliberări, de acest personaj.
care n-a comunicat, nu comunică suficient de clar. Care o fi acela? Iar variază. Și nu mai dau zodii, că nu are rost să dau zodii. Măi, concentrați-vă pe vindecarea voastră, pe înțelegerea destinului vostru, a energiei voastre, că asta e. Asta e. Dacă e o nouă pasiune, luați-o cu răbdare. Dacă e o nouă pasiune, că văd și soare și așa. Dar eu zice că e o nouă energie. Dorința voastră de a ieși la viață. E primăvară, de a simți viața altfel, nu în această atmosferă toxică. Da? Abundența asta e o primăvară. Vreți să simțiți primăvara în viața voastră, în sufletul vostru. Clarificăm, regele de bâte, te rog frumos. Clarificăm. 8 de spade. Când mai dăm o carte și 7 de cupe, confuzii. Clarificăm, regele de bâte, te rog frumos. Regele de bâte. Regele de bâte. Ca și realizare pentru luna aceasta sau perioada aceasta, luna asta, luna viitoare. În primul și în primul rând doriți să vă schimbați energia, să schimbați ceva. Posibil să fie pentru unii o întâlnire karmică, la un drum, posibil, la un drum, să fie o întâlnire cu cineva impresionant, care... Dar eu zic mare grijă cu acest 8 de spade, pentru că am văzut la un moment dat, vă arăt și vouă, un viitor, da, apare atracție, apar discuții, apare comunicare la distanță, mesaje, hotline, dar apare și 10 de spade și așa mai în viitor. De-aia zic precauție, pentru că nu vreți să mai fiți arși încă o dată, da? Apar și aceste cărți, da? Mare grijă la cine vine. Dacă vine, chiar dacă e atracție, dați-vă timp să-i studiați. Și asta apare în viitor, da? Ce reușiți să faceți? Ce reușiți să faceți? Regele de spade, de bâte, da? Mare grijă la această atracție, dacă cineva vă impresionează. De-aia zic, mai bine preluați voi controlul și învățați să vă eliberați, să manifestați ceva nou după aceste dezamăgiri. Să vă implicați. Și asta este sfatul meu, dragii mei. Cu răbdare. Și răbdarea înseamnă unor și luni, poate să însemne și ani. Dar să zicem că iar preluați controlul asupra vieții voastre și 8. Vă transformați mental după stresul prin care ați trecut, da? Despre care știți amândoi. De ce fiți amândoi? Nu știu. Vreau să zic, știți toți că ați trecut printr-un stres, prin situații grele. Eliberați-vă și aveți încredere în această nouă direcție, nouă vitalitate care se simte în aer, am văzut mai devreme, da? Transformați-vă mental. Ah, ce frumos! Programați-vă, că asta înseamnă 8. De spade. Eu așa simt, că eu așa îmi place, mie așa îmi place să-l citesc 8 de spade. Reprogramați-vă mental către succes. Chiar dacă trebuie să așteptați și să vă construiți cu răbdare acest succes, să așteptați în zare. Pentru că dacă vă programați către succes împăratul și împărăteasa, acum manifestați împăratul, veți manifesta și împărăteasa, da? Cu răbdare. Vine și personajul. Dacă voi vă programați mental să așteptați, da, într-o energie benefică, creativă, plină de viață, cum e regele de bâte. Că așteptați un semn de foc, e alegerea voastră. Dar eu mi-am făcut datoria și m-am concentrat mai mult pe ceea ce aveți voi de făcut. Sper să luați deciziile cele mai bune, dragii mei. Da. Să vă schimbați viața, că puteți să vă schimbați viața, ascultați etalările de tarot, dar vă selectați mesajele și fiți precauți, așa cum sunt raci în general și e bine. Nu zic să fiți închiși, nu, nu, nu. Fiți, iau, dați, faietonul.
Luați-vă și energiile negative și pozitive și experiențele triste și pozitive și manifestați acest destin. Dar trebuie să-l înțelegeți. Să înțelegeți, iar sunt stele, astrologie, să vă lăsați un pic ghidați de divinitate. Dați în urmă. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, vă doresc pe bune, chiar vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, numai bine. Pa, pa!